Pentru că avem un produs nou în stoc, trotineta electrică RS350, adică un motor de 350 de W, ferata din spate, 36 de volți, 8 amperi, 20 de km autonomie. Am zis să o comparăm cu o trotinetă Xiaomi, deja existând pe piață. În prima fază vedem suspensia față este diferită, clar upgrade. Două arcuri cu telescoape pe față, roată gonflabilă de 8 inci, un far mare, puternic, iluminat cu LED, cu un claxon, care credeți mă este necesar în trafic. Și aici avem un far existent, mic, șosonerie. Trecem apoi la partea de platformă. Platformă din aluminiu, vopsită pe electrostatic, foarte puternică, foarte bine conturată. Dacă vedeți, nu sunt improvizații. Dar în partea de altă, la Xiaomi, avem o platformă din plastic cu cauciuc, care rezistă cât rezistă, după care nu se știe cât. Trecem la o parte foarte importantă, care este balamaua, după cum vedeți. Are un sistem de siguranță de fixare pe partea aceasta, da? Dar pe partea asta, blocajul de blocajul simplu. La Xiaomi avem această piesă foarte interesantă, foarte mică, care trebuie să țină forță de împingere de la persoane de 90 de kg. Trecem la partea de comandă. Avem un display care îți arată kilometrajul, respectiv din când în când îți arată la pornire pe câți kilometri ai parcurs, tensiunea bateriei și accelerația care este ca și la motocicletă, da? Foarte ușor de folosit. Avem butoanele de iluminat și claxon. La îndemână, foarte tari, și frâna pe spate fermă cu deblocarea, cu bombac de deblocare a alimentării motorului, da? Și dacă am vorbit de frână, frâna este pe tambur, eficientă, cu reglaj foarte ușor, dacă cumva se scăpește, da? Foarte ușor, știm foarte bine că se întinde cablul de la frână. Și după, cea mai interesantă parte este suportul și scaunul, care este cu dublă suspensie și arcuri și bineînțeles că se rabatează. Acum, comparație cu Xiaomi nu prea am ce să spun, doar că trotineta noastră, RS350, are prețul de 1950 de lei fără scaun. Dacă doriți un scaun, se poate achiziționa la 250 de lei. Montarea este foarte frumoasă și ușoară. Adică nu avem, se vede că nu este rabat la calitate. Nu avem elemente de fixare din plastic, totul este fier, aluminiu, cu ruburi, cu contrafiuliță. Dar un lucru foarte important, stopul spate, deci dita mai stopul, da? Și cu stop pe frână, adică chiar vizibil în trafic. Repetăm, prețul acestei trotinete este de 1950 de lei. Un preț super competitiv la ceea ce oferă trotineta asta. Cine vrea să achiziționeze, intră pe etrotineta.ro și o găsiți acolo.